Petrecerile s-au ținut lanț pe litoral. Mai toate terasele din Vama Veche au fost pline azi noapte, în timp ce în Costinești și Mamaia au continuat festivalurile de muzică. La Beach Please, organizatorii au anunțat că au fost peste 40.000 de tineri în a doua zi de concerte maraton. Așa a arătat azi noapte distracția pentru zeci de mii de adolescenți care au venit să-și vadă artiștii preferați pe scena de pe plaja din Costinești. Au dansat și au cântat împreună cu ei. În primul rând este bombă, distracție maximă, nu ai cum să nu te plictisești aici. E superbă, genial! Haos! Cu banii cum stai? Ți-au mai rămas? Normal. În caz de orice, pe-ți stânga. Cam cât mai ai? Să zic, 28. S-a animat și Vama Veche, începând de seara trecută. Aici au ajuns cei care apreciază de an bun petrecerile de la barurile consacrate de pe plajă. E frumos spiritul și atmosfera de aici, care se creează de fiecare dată, niciodată n-am dat greș. Pur și simplu, ne bucurăm că suntem aici. În Vama Veche, toți turiștii se simt bine primiți. Doamne, m-a luat niște transpirații, este cu totul deosebit. Vă rog să veniți. Și acest cuplu a venit în vamă, împreună cu copiii. Cum vă simțiți în vamă? Foarte bine. Foarte, foarte. Distrați ne simțim. Mai tineri, veselie, atmosfera. Peste zi, vremea le-a permis turiștilor să obțină primul bronz pe anul acesta, așa că plaja a fost plină. V-ați bronzat puțin? Sper să mă mai bronzez încă puțin, pe lângă bronzul pe care l-am avut deja când am venit aici. Cum vă petreceți ziua de astăzi? Plajă, seară, așteptăm stuf. Ați încercat puțin marea? Nu, e prea frig, nu. E prea rece. Nu e timpul acum, mai poate la vară. De ce ați ales Vama? Este casa noastră, e a doua noastră casă. Vama Veche que me recuerda mi país. En România me encanta un montón porque muy parecido con Portugal. ¿Qué es esto? ¿Por qué me he casado? ¿Me voy a casar con mi mujer? Sí, pero no eres tú la novia. ¿Cómo eres no? ¿Eres tú la novia? Să facem o plimbare, o luăm de la Kerhana până partea alaltă, înapoi. O să bem bericele, facem un grătar. Vacanța de 1 mai înseamnă pentru toți turiștii relaxare și distracție.